Episodul solicitării de ajutor militar de la Moscova este descris chiar de generalul Gușă în volumul de memorii Condamnat la adevăr. Un prim moment pe care aș vrea să-l rețineți dumneavoastră și poporul român a fost că s-a propus la un moment dat, datorită situației grele create, intervenția străină cu trupe specializate la care m-am opus categoric. Mi s-a sugerat de domnul Iliescu, domnul Militaru, domnul Voican și cei care mai erau: domnule, ce facem? Nu vezi că e prăpăd? Moare lumea, e omor, e scandal. Vă propunem să cerem ajutor, să chemăm o brigadă, un batalion. Cât are o brigadă? Cât are un batalion? Probabil că este momentul în care pe undeva se poate spune că am intrat în panică. Și probabil că e adevărat. Într-adevăr, am intrat în panică. Nu voiam să transform România în al doilea Liban. Și am spus-o foarte clar și foarte ferm și mai există și azi martori, dacă nu or fi măzluit și ăștia. Dar nu cred, pentru că există un Dumnezeu și o dreptate. Domnule, zic, faceți o mare greșeală, o mare eroare, iar eu, cât voi fi șeful marelui stat major al armatei române, nu voi admite această treabă.